Bună seara, sunt Cristina Soare și e vremea ta să afli cele mai importante știri despre lume, vreme și sănătate. Astăzi cel mai cald a fost în Camerun, plus 44,2 grade și cel mai frig în Antarctica, minus 67,8 grade. Tot astăzi aflăm cât costă anual lupta cu speciile invazive din lume, când va zbura micuțul elicopter pe planeta Marte și dacă vor fi vaccinați contra COVID și copiii. Rămâneți alături de noi pentru 15 minute de știință, prognoză și sănătate. Sărbătorim astăzi Ziua Mondială a Sănătății, inițiată în 1950 de Organizația Mondială a Sănătății. În ultimii 50 de ani, evenimentul a scos în evidență aspecte importante legate de sănătatea mentală, obezitate, îngrijirea copiilor, dar și repercursiunile schimbărilor climatice asupra sănătății. Anul acesta suntem chemați să ajutăm la construirea unei lumi mai corecte și mai sănătoase. Tot mai mulți specialiști din diverse colțuri ale lumii spun că civilizația contemporană este inechitabilă. Pandemia a mărit și mai mult prăpastia dintre bogați și săraci și a arătat că unii oameni au acces la serviciile de sănătate, iar alții nu, datorită condițiilor în care se nasc, trăiesc și muncesc. Mai mult, impactul cel mai dur al COVID-ului s-a revărsat asupra comunităților care erau vulnerabile, care erau deja expuse la boli și foamete. Pentru prima dată în ultimii 20 de ani, se preconizează că nivelurile sărăciei globale vor crește și vor împiedica progresul către obiectivele de dezvoltare durabilă. Peste un miliard de persoane se confruntă cu provocări sporite în prevenirea infecției și transmiterii coronavirusului. Alarmantă este situația din Pacificul de Vest, unde trăiesc peste 82 de milioane de oameni, zonă care generează 32% din migranții internaționali din lume, mai spune Organizația Mondială a Sănătății. Aceeași Organizație Mondială a Sănătății critică recent ritmul lent de vaccinare al Europei. În timp ce aproape 12% din populația Uniunii Europene este la prima doză de vaccin, procentul în cazul Statelor Unite se ridică la 30%. Doar 5% dintre cetățenii Uniunii Europene au fost vaccinați cu a doua doză de vaccin, față de 15,9% cât raportează America. Vaccinări record au avut loc și în Marea Britanie. Au primit prima doză 45,5% dintre adulți, iar în Israel 3/5 din populație. Oamenii de știință din Brazilia au detectat o nouă mutație a coronavirusului în apropiere de São Paulo la o femeie de 34 de ani care prezenta simptome minore ale bolii. Pacienta identificată recent cu mutații ale noului coronavirus a declarat că nu a călătorit pe teritoriul Braziliei sau în afara țării. Mutațiile se produc în mod constant în cazul virusurilor și apar atunci când structura genetică se modifică în timpul replicării. Unele modificări oferă avantaje agentului patogen și pot facilita transmiterea virusului. Mutații similare notabile au fost detectate în Marea Britanie, Africa de Sud și America. Brazilia este una dintre țările cele mai afectate de pandemie, raportând în weekendul trecut aproape 4.000 de decese în 24 de ore. Numai Statele Unite au înregistrat un număr mai mare de infecții și decese. Sistemul sanitar din țara cu 210 milioane de locuitori este aproape de colaps. Depozitele de medicamente sunt aproape goale, iar personalul medical epuizat. Rămânem în zona medicală. Cu toate că neliniștea iscată de vaccinul AstraZeneca nu s-a potolit, The Telegraph a tulburat și mai mult apele și a dezvăluit planurile guvernului britanic de a începe vaccinarea copiilor în luna august a acestui an. Reușita vaccinării este legată și de imunizarea copiilor, care constituie aproape un sfert din populația țării, a spus un oficial care a adăugat că deciziile finale privind vaccinarea copiilor vor fi luate după publicarea studiului Oxford de vaccinare pe 300 de copii cu vârstă cuprinsă între 6 și 17 ani. BBC a transmis ieri că acest studiu a fost întrerupt momentan după ce un reprezentant al Agenției Europene pentru Medicamente a declarat în calitate personală că se pare că există o legătură între vaccin și tromboze. Și acum să aflăm primele informații meteo ale emisiunii. Iată că meteorologii ne informează că până sâmbătă dimineață vremea se menține rece, va fi brumă și îngheț la sol. Așadar, mai ales noaptea, dar și dimineața, în regiunile nordice, în cele centrale și în dealurile sudice, temperaturile vor fi preponderent negative, local minus 5 grade Celsius. Tot în aceste regiuni se va produce brumă și îngheț la sol. Pe parcursul zilei de mâine, în sud-vestul și în centrul țării, vântul va sufla cu putere. Sunt anunțate viteze între 45 și 55
65 de km pe oră, iar în zona montană vântul va depăși la rafală viteze de 70-80 de km pe oră. Haideți să vedem în detaliu câteva temperaturi și fenomene de mâine din marile orașe ale țării noastre. Mâine dimineața, așa cum vă spuneam, vreme rece, iată în Brașov minus 6 grade, la amiază vedem și soarele doar prin Craiova și prin Iași, unde vor fi 11 grade. În rest, vom avea precipitații atât sub formă de ploaie, cât și lapoviță și ninsoare. Cu detalii revin puțin mai târziu. Primăvara reprezintă nu doar o restartare a naturii, ci și începutul unei lupte inechitabile între plante, animale și om. Speciile invazive, între care se numără țânțarii, rozătoarele și insectele, costă omenirea cel puțin 26 de miliarde de dolari anual, potrivit unui studiu care se bazează pe analiza a mii de date colectate în baza de date InvaCost. Costurile sunt cauzate de lupta împotriva proliferării speciilor invazive, dar și de daunele pe care le cauzează. Conform datelor InvaCost, printre speciile care produc cele mai importante pagube figurează șobolanii, o molie care atacă copacii din emisfera nordică, furnica de foc cu venin mortal și țânțarii prin bolile pe care le transmit. Astfel, țânțarul tigru din Asia de Sud-Est este una dintre cele mai dăunătoare specii invazive din lume, aducând în Europa virusurile chikungunya, dengue și zika. Alături de aceste specii invazive apar și unele surprinzătoare, cum ar fi șarpele brun arboricol introdus accidental în Guam, care nu doar că a dus la dispariția păsărilor și șopârlelor de pe insulă, ci și a scurt-circuitat instalațiile electrice. O altă specie neașteptată este pisica domestică, o specie invazivă în aproape toate insulele lumii. Un raport al experților ONU privind biodiversitatea clasează speciile exotice invazive în primele 5 locuri privind distrugerea naturii, schimbările climatice și poluarea. Și acum să vedem cum va fi vremea în următoarele zile. Iată că la noapte atmosfera se menține închisă și rece, cu temperaturi foarte scăzute pentru această dată. Vom avea parte și de precipitații în sud-est. Acestea vor fi pe arii restrânse sub formă de ploaie, iar în interiorul arcului carpatic și la munte, cu totul izolat, va ninge. Vântul se va intensifica în sud-vest și în centru, viteze de 45-55 de km pe oră, în timp ce în zona montană se vor depăși 70-80 de km pe oră. Se va produce brumă și îngheț la sol, așa cum vă spun. În nord, în centru, dar și în dealurile sudice. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 4 și plus 4 grade, mult mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei. Iată, minus 10 grade vor fi la Miercurea Ciuc. Mâine nu apar schimbări notabile, vremea se menține rece, atmosfera va fi mohorâtă mare parte din zi, vor fi precipitații sub formă de ploaie, mai puțin la deal și la munte, unde precipitațiile vor fi mai ales sub formă de ninsoare. Vântul nu se domolește în regiunile sud-vestice și în cele centrale, în continuare va atinge viteze de până la 55 de km pe oră. Soarele își va face apariția prin sud-vestul țării. La amiază, maximele vor fi cuprinse între 3 și 13 grade. În București urmează o noapte rece, vor fi condiții pentru precipitații predominant sub formă de ploaie, iar spre dimineață, în termometre, vom avea 2 grade în centrul capitalei și 0 grade în zona preorășenească. Mâine, mai ales în prima parte a zilei, mai sunt anunțate precipitații sub formă de ploaie, iar la amiază vor fi 11 grade. Presiunea atmosferică are în continuare o valoare scăzută de 748 mm coloană de mercur și va crește ușor. Poi mâine când soare, când nori și 13 grade. La munte, vreme deosebit de rece pentru această dată, va ninge pe arii extinse în masivele vestice și doar local în rest. Vântul va sufla tare, la altitudini mari, peste 70-80 de km pe oră. Cea mai scăzută valoare va fi în Ceahlău, minus 6 grade, iar cea mai ridicată, 1 grad cu plus, în Stâna de Vale. Nici ziua de poi mâine nu aduce schimbări notabile, maximele vor tinde spre 14 grade în Robeta, Turnu Severin. Iese soarele, dar vor mai fi precipitații, cei drept pe arii restrânse, sub formă de ploaie. Cu toții știm despre piramida nevoilor lui Maslow, despre motivațiile care stau la baza acțiunilor umane. Monica Dinulescu a răspuns provocării noastre și ne dezvăluie care sunt motivațiile oamenilor de a cerceta mai degrabă cerul decât adâncul oceanelor. Să urmărim! Omul caută confortul în toate aspectele vieții sale.
Dincolo de aceste nevoi binecunoscute, există însă și nevoi psihologice subtile. Poate una dintre cele mai provocatoare este nevoia de nou, de variație și de descoperire. În aspectele sale minore, întâlnim această nevoie la nivelul alegerilor pe care le facem când vine vorba de mâncare, de haine, de programul zilnic sau de hobby-uri. Cu alte cuvinte, încercăm să nu mâncăm zilnic aceeași mâncare, să nu purtăm aceleași haine și să ne variem programul pe cât posibil. Noul aduce cu sine entuziasm și bucurie, iar entuziasmul și bucuria aduc cu sine endorfine sau moleculele fericirii. În aspectele sale majore, nevoia de nou, variație și descoperire a stat la baza evoluției speciei umane. Proiectul de descoperire și colonizare al planetei Marte poate fi unul dintre cele mai îndrăznețe de până acum și are la bază această nevoie a omului de a-și extinde granițele fizice și psihologice. În aspectele sale pozitive, nevoia de descoperire aduce cu sine evoluția speciei umane. În aspectele sale negative, nevoia de nou, de variație și de descoperire poate crea dezechilibre la nivel personal sau social. Cu alte cuvinte, e bine să vă satisfaceți nevoia de nou, dar aveți grijă să aruncați un ochi și la cel de lângă voi și la confortul său personal. Pentru că știm acum mai multe despre motivațiile oamenilor de a cuceri cosmosul, ne îndreptăm privirea spre Marte. După ce micul elicopter de la NASA a supraviețuit primei nopți pe suprafața planetei roșii, astăzi au avut loc procedurile de eliberare a lamelelor rotorului. Mai multe detalii aflăm chiar acum. Temperaturile din craterul G0 pot scădea până la minus 90 de grade Celsius. Înghețarea și spargerea componentelor electrice erau principalele temeri ale inginerilor de la NASA, dar iată că primele etape, separarea de roverul Perseverance și supraviețuirea pe Marte, au fost realizate. Ingenuity se află pe cont propriu pe suprafața planetei Marte și are suficientă energie în baterie pentru a supraviețui nopților reci, a declarat Mimi Aung, managerul proiectului. Vor urma mai multe testări ale lamelelor rotorului și ale motoarelor care le acționează. În cele 30 de zile petrecute pe suprafața Marte, o zi marțiană are 24,6 ore, Ingenuity își va finaliza testele, iar roverul Perseverance va putea începe explorarea științifică a craterului G0. Dacă totul merge bine, prima tentativă a elicopterului Ingenuity de a se ridica de pe solul marțian va avea loc în jurul datei de 11 aprilie. Testele de zbor ulterioare vor fi programate pe parcursul lunii Ingenuity, camerele de la bordul Perseverance urmând să furnizeze imagini de înaltă definiție ale acestei misiuni istorice. Acum a sosit momentul să aflăm cum se anunță vremea mâine pe bătrânul continent. În cea mai mare parte a peninsulei Iberice, atmosfera va fi mohorâtă, iar la amiază meteorologii anunță și precipitații sub formă de ploaie. În Paris mâine vor fi 12 grade, iar în arhipelagul britanic vremea va fi închisă cu ploi abundente, 11 grade vor fi mâine în Londra. În schimb, în peninsula italică vremea se anunță frumoasă pe parcursul zilei de mâine, iar în aer vor fi 15 grade în Milano și 16 grade în Roma. În țările sud-estice vremea va fi capricioasă cu precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, iar vântul își va face simțită prezența. La amiază vom avea 7 grade în Sofia și 14 grade în Atena. Aceea situație întâlnim și în țările centrale și în cele nord-estice, vreme mohorâtă cu precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. Soarele se arată doar în țările nordice, dar în termometre vor fi 7 grade în Helsinki, în Stockholm și în Oslo. Și trecem acum la scară planetară și vedem cum va fi vremea în alte mari orașe ale lumii. Am ajuns la finalul ediției de astăzi. Ne revedem mâine de la aceeași oră, 19:35 de minute. Acum vă las cu imaginea zilei, dar nu uitați că pe TVR2 începe un nou sezon Câștigă România cu Virgil Ianțu. Toate cele bune, pe mâine! Astăzi, la Câștigă România. Ai nu, mare! Mă, dacă te aude Temișan... Totul e posibil. Asta pot să înțeleg, dar și însurat, așa de devreme, de cât știți veni? Până la moarte. Așa să și fie, de acum depinde a cui. Putem de pandemie să trăim în veselie. Nu intră berica. Nu intră. Ea e rece, e pufoasă așa. Dar dacă n-a venit micul, parcă n-ai iuțeala aia să-ți facă sete. Bine, noi bem de fiecare dată, și de Gheorghe, și de Dumitru.